Fiul interlopului sile Cămătaru a fost adus în țară. Acesta era fugit în Italia după ce fusese condamnat la închisoare pentru infracțiuni la regimul rutier și fusese dat în urmărire internațională. Vasile Daniel Balint, unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru, a fost preluat din Italia de către autoritățile române. Fiul lui Sile Cămătaru a fost prins de polițiști în Italia în luna ianuarie după ce a fost condamnat în lipsă în România la 3 ani și 7 luni de închisoare. Daniel Vasile Cămătaru dispăruse din țară înainte ca instanța să dicteze sentința definitivă în dosarul în care era judecat. Acesta are de săvârșit o pedapsă cu închisoarea pentru infracțiuni la regimul rutier și nerespectarea măsurilor stabilite prin Ordinul de Protecție. Provizoriu. Mandatul de executare a pedepsei a fost emis în data de 6 iunie 2022 de către judecătoria sectorului 6, însă Daniel Balint nu a fost degăsit, așa că a fost dat în urmărire generală. Concret, fiul lui sile cămătaru a fost prins conducând fără permis și a primit o condamnare cu suspendare. În perioada în care se afla sub supraveghere, acesta a bătut un bărbat pe trecerea de pietoni, apoi a fugit de la locul faptei. De asemenea, el și-a bătut iubita, a terorizat-o și a amenințat-o cu moartea. Iubita sa, Georgiana, n-a mai suportat tratamentul la care a fost supusă și a făcut o plângere la poliție. Bărbatul a fost arestat și s-a emis pe numele lui un ordin de protecție. Femeia a fost convinsă ulterior să renunțe la acuzații iar fiul lui Sile Cămătaru plasat sub control judiciar. El a încălcat și ordinul de protecție și a primit trei ani și 7 luni de închisoare.